Bună dimineața! Bună dimineața de la Focus! Bună dimineața! Suntem live aici pe pagina de Facebook, am promis, am zis și la radio că o să ne vedem live. Iată-ne! Aștept cu toată dragostea aici pe live-ul acesta, începând din momentul ăsta, să rămânem câteva minuțele și să dăm mesajele repede la radio. Piesă frumoasă rulează acum de la Dana Dobre, Trec anii. Foarte frumoasă de piesa asta. Sper să nu fie probleme și să ajungă repede live-ul ăsta, pentru că mai devreme nu mergea pagina de Facebook, nu prea am putut să citesc mesajele voastre. Văd că merge, că suntem deja 26 în momentul ăsta. Bravo! Hai! Bună dimineața! Asta e viața de frumoasă la Focus, ne și vedem! Bună dimineața, Ionuț! Mă bucur tare mult că ești aici în direct, micro Achiței! Bună dimineața! Hai că intrăm și direct la radio! Neața, draga mea, Comanalina, te pun și... Uite că suntem live! Că de când zicem că o să facem live-ul ăsta și nu mai intram o dată live. Hai să intrăm și pe radio. O piesă absolut frumoasă, la 9 și un sfert aici la Focus FM, o piesă care se aude de la Dana Dobre, Trec anii, o piesă care adună foarte multe vizualizări și pe YouTube și care și-a făcut premiera aici la cel mai popular radio. Bună dimineața, Sorinel Bălan, Marian Vlad, Daniela Gabriela, bună dimineața, Dorinel Dorin, Nața Vera Gola, atât de multe mesaje, Viorel Mangu, deja suntem live pe Facebook, te salut, Ene Nicolae Marius de la Focșani, te pup și să salut și pe soție, Mariana Sandu, bună dimineața, zi frumoasă, Mihaela Vlad, minunată, Liliana Corozanu, Finuța Elena Bogdan, Adrian Pavel, zi frumoasă, Ionica Condrache, Nache Nuța, Iordache Lazar, vă ascult cu drag în fiecare zi și vă iubesc, mesaj aici, Cristina Maria Dumitrașcu, bună dimineața, Nelui Kim, zi frumoasă și minunată, de la Maria Dumitrașcu, bună dimineața, și de la Gigi Alda, vă pup, domnul Gigi, și vă mulțumesc că mereu îmi trimiteți mesaje, aprecieri, complimente, știu, Hornet Adrian, bună dimineața, Carmen Trofin, Vălicuța Vali, Pupicei, Vasilica Sândache, bună dimineața, Elena Alexandru, Ioana Lungu, Vasi, Vanușca Lazar, bună dimineața, cel mai tare radio, mulțumim pentru aprecieri, Sofia Postolache, Maria Ștefan, Dorina Chiriac, o melodie pentru fetele de la Mandra și salutări de la Dorina, să aveți o perioadă mai ușoară, să treceți cu bine, muzica și pentru noi la 32 de ani de căsătorie, spune Ștefana Oșanu, mulți înainte, Tatiana, Liliana din Madrid, Pupici, Iordache Lazar, Dorin Dinu, Nața Lume, mulțumesc domnule Dorin că nu lipsiți de pe live-ul ăsta, de fapt de nicăieri, de pe unde apar și vă mulțumesc tare mult. Lavinia Sicaro, bună dimineața, la mulți ani frumoși, sănătoși prietenei Vica Soigan. Mult succes, domnul Gigi, mulțumesc tare mult, bună tuturor, Gina Moldoveanu, Lăcrămioara, Somoiag, Irina Poenaru, de la Ionus Orinițu, da, atât de multe mesaje sunt. Ioana Lungu, bună dimineața, de la Unirea Odobești, Ionuț Orin, Violeta Munteanu. Mă bucur că vă facem diminețile frumoase, mă bucur din suflet de toată atenția din partea voastră. Imediat o să intru și eu să distribui live-ul, poate ajunge repede și la prietenii mei, la cei care mă urmăriți pe pagină. Bună dimineața din Franța, Valentin Piciu, Neața Vali, Dorina Pohrib, Stelian, bună dimineața, Sofia Postolache, Elena Andone, Neața, vă pup și vă mulțumesc tare mult de compliment, Tiberiu Rogojinaru. Ața bună! Emisie frumoasă, Petrescu Nicolae, da, suntem live pe Facebook, Răjdanu Cristina, de la Mihaela pentru toate fetele, Carmen Mihaela Dumitru scrie, vă pupă și vă salută, te pup și eu, Cristina, mulțumesc tare mult, Marius de la Focșan, salutări și soție încă o dată, o zi frumoasă și mult soare, Valerica Oprea, Nața de la Brăila, pentru fetele de la chirurgie, vă pup fetele mele, zice un mesaj, doamna Titica, vă pup și eu și știu că ascultați acolo la Roma, am foarte mulți prieteni. Mi-e dor de voi, v-am spus mereu cu toate ocaziile, abia aștept să ne revedem. Pentru draga Silvia Ștefan de la Focșani, un salut, bună dimineața din Vulturul de la Nicoleta Scripcea, Corina Bădica, bună dimineața, Dorina zice, Mira Ciochi, bună dimineața, și de la Valentina Ioana și de la Jenica Ignat. O să intre piesa asta, pe care sper să o ascultați cu toată dragostea, între timp o să rămânem doar pe live și ne-am auzit imediat live pe radio, rămânem cu live-ul de pe Facebook. Atenție, pun în difuzare cele mai votate 3 piese pe focusfm.ro de voi. Piesa lui Fuego este locul 2. Continuați să votați dacă vă place. Florile în castani s-au scuturat. Piesă. Și să știi că încă n-am uitat. Dragii mei prieteni, vreau să vă mulțumesc. Sunteți ca de obicei super pe fază și
am ce să zic, uite atât de mică sunt eu față de toate mesajele pe care le primesc de la voi. Sunt foarte multe, vă mulțumesc din suflet. Credeam că nu o să meargă live-ul ăsta, nu știu, așa, într-o zi obișnuită de joi și de 21 octombrie și văd că v-ați strâns așa mulți aici. Sunt foarte multe mesaje și eu o să mă uit apoi peste ele și o să le dau în direct pe cele care mi-apar aici la prima citire. Să nu credeți că nu le dau, să nu vă supărați dacă o să-mi scape cele din direct. Mă uit pentru că voiam să distribui și eu live-ul pe pagina mea, pe pagina mea pe care mă urmăriți într-un număr foarte mare și vă mulțumesc tare mult pentru lucrul ăsta. Dragii mei, iată, vă înveselesc diminețile. Oh, ce frumos. Ce frumos ziceți aici. Ziceți foarte frumos. Ah, bate inima, eu nu am emoții, de fel că fac de foarte mulți ani meseria asta și o fac așa din pasiune și cu toată dragostea și de asta Adrian Pavel, când o să fie melodia mea. Uite, o să vorbim aici pe live-ul ăsta despre niște lucruri, pentru că tot nu ne-am mai văzut de ceva timp și știți că eu aici când mă întâlnesc cu voi, sunt foarte sinceră și aici și pe unde ne mai auzim, treaba asta în felul următor. Pe mine la radio mă puteți asculta doar în calitate de moderator, de realizator de emisiuni și mă bucur de extraordinar de mult că vă place foarte mult ceea ce fac eu la radio în fiecare dimineață. Vă mulțumesc că mă ascultați, toate mesajele astea pe care le primesc de la voi, că vă înveselesc diminețile și toate complimentele și aprecierile sunt pentru mine extraordinare. Și asta pentru că eu sincer sunt un om modest, un om simplu, mie nu-mi place să ies în față, să mă laud că ce fac eu, că am absolvit, că am terminat, că am fost, că am făcut, că am... Eu sunt omul care îmi place să tac și să fac, iar faptul că voi apreciați ceea ce eu fac, munca mea de aici, de la radio sau pe unde mă mai vedeți voi, pentru mine este cea mai mare recompensă, pentru că eu am simțit dintotdeauna că da, radioul este viața mea și până la urma urmei locul meu este aici la Focus, ne potrivim. Știți cum este într-o relație? Când întâlnești partea ta, simți că ai întâlnit jumătatea ta, e cam așa este cu mine și cu Focus FM. Simt că mi-am găsit locul în care mă simt foarte bine, vin de drag, rezonez, fac lucrurile astea cu foarte mare plăcere și faptul că ne adună Focus FM în fiecare zi atât de mulți, mă bucură foarte tare pentru că asta înseamnă că și vouă vă place la fel de mult ca și mie Focus și vă simțiți la fel de bine în compania lui, la fel cum mă simt eu. Ceea ce este extraordinar, pentru că despre asta este vorba în timpurile astea, să găsești și motive de bucurie, pentru că timpurile nu sunt tocmai cele mai bune și să găsești întotdeauna un prieten. Așadar, nu, muzica mea nu se aude la Focus FM, doar pe YouTube, puteți să ascultați acolo, dar Focus abundă de hituri ale celor mai îndrăgiți artiști, cum este și Fuego, dar eu continui să te iubesc. Te-am ascultat acum la radio. O piesă foarte votată de voi, foarte multe voturi adună piesa aceasta, așadar puteți să votați în continuare și pentru vinerea aceasta piesele preferate pe pagina noastră focusfm.ro. Urmează o altă piesă care a intrat pe locul 3 în săptămâna trecută și puteți vota pe mai departe. Așadar vom asculta aici Leo Iorga și Adi Ordan, iar noi suntem în direct la radio. Petruța Crețu de la Panciu, mii de mulțumiri pentru ce scrieți aici, suntem și live pe Facebook, puteți să scrieți și pe live-ul acesta. Costina Șerbănică, pupiș din Italia, de la Elena, bună dimineața, vă iubesc și vă ascult când sunt acasă cu mare drag, spune Elena. Felicia Constantin, bună dimineața din Belgia, zice Cimpoieșul Nicolae. Mira Ciochi, mulțumesc din suflet pentru ce scrieți. Foarte mulți oameni care ascultați din țări străine. Dragilor, eu mă bucur mult că într-adevăr găsiți un partener de drum în Focus FM și găsiți întotdeauna un sprijin și în locuri mai departe de casă și de cei dragi în muzica românească. Este o energie foarte bună cea pe care ne-o transmite muzica aceasta, muzica noastră, și că este ea ușoară, că este populară, este energia noastră din fiecare zi și de aici și Focus FM, care se răspândește într-adevăr ca un fenomen peste tot în țară. Unde mă duc și întâlnesc oamenii, spun, ascultăm Focus și este extraordinar, mulțumim pentru ceea ce faceți. Și la fel și în țări străine, pe unde ne purtați, vă mulțumim pentru lucrul ăsta, pentru că e clar, adorați fenomenul ăsta Focus FM, iar el cu răspândirea asta largă, e foarte clar, ajunge la voi toți și voi vă bucurați de ce noi pregătim în fiecare zi în programe, adică eu, cât și colegii mei, Adrian sau
Cristina. Mariana Doboș de la Bargea, vă ascultăm cu mult drag. Îmi faci ziua minunată, zice și Nica Ignat. Mulțumesc, foarte multe mesaje. Nicoleta Prico, pe o zi frumoasă vă doresc. Sunt mesaje care curg aici pe live-ul acesta. Iar eu văd că are deja 30 de distribuiri. Uite, acum îi fac și eu o distribuire. Și doresc din suflet să-l distribuiți dacă vă place. De la Roma, Mariana Amalia. Buongiorno da Roma. Dor de casă, dar cu voi e mai ușor, spune doamna Ignat din Bruxelles. Știu. Mirela Sârbu, o zi frumoasă. Da, păi despre asta este vorba, că vă place și vă simțiți aproape de casă, de cei dragi, muzica asta românească. De aici și foarte multe mesaje pe care voi le dați de prin țările străine, de pe unde viața v-a purtat. Să aveți acolo, din suflet, vă doresc zile ușoare pe care să le petreceți și când veniți acasă să vă stingeți dorul alături de cei dragi, dar să continuați tot așa cu focus pe frecvențe. Nicu Călin, radioul numărul 1. Da, știm, la Galați, ascult Nicu, îți mulțumim mult pentru lucrul ăsta. Crăciun Elena, o zi frună și frumoasă vă doresc și eu și, cum spuneam pe radio, lăsăm aici să cânte piesa foarte votată de voi, locul 3. Bună dimineața, sunteți cei mai tari, zice și Geta Șerban. O zi frumoasă, Flori și Teo Panaite. Și dimineața frumoasă din Belgia ne urează și Lumi Lupașcu. Are trei șuvițe blonde. Uite piesa. Iar în mâna dreaptă ține un măr. Fata asta îmi place, o ador. Foarte drăguță piesa asta. Bună dimineața din Franța, de la Odobej, de la Unirea. Nața bună tuturor. Așadar, suntem din nou aici, foarte ciufulită, dar mă bucur că sunt cu voi de la Cândești. O să iau apoi toate mesajele și o să le dau citire și după ce se va termina live-ul ăsta. Uite! Locul 3, Leo Iorga și Adi Iordan. Am zis să dau și piesele cele mai votate de către voi. O să urmeze și cea mai votată dintre ele imediat. Bineînțeles, alături de mesaje. Neața Mi-ar Vinte. Cred că nu ne-am mai auzit până acum și mă bucur foarte tare că ne auzim acum la momentul ăsta pe live. Vă mulțumesc celor care mi scrieți adeseori, celor care mi scrieți în fiecare zi la postări sau mesaje. Vă mulțumesc și celor care nu intrați mereu, dar care ascultați și care îndrăgiți postul ăsta de radio. Așadar, ce piesă frumoasă! Ce voiam să vă mai spun? Pe pagina asta noastră oficială, pe Nața Florin Marian din Germania. Nața! Cum e în Germania? E bun, e ok, e ok cu timpurile astea, sunt vremuri bune? Caut să plec și eu. Zilele astea mă uit pe bilete de avion și aș vrea să plec undeva și eu. Ori în Franța, la Paris, ori în Germania. Mi-e dor să mai călătoresc. Mi-e dor și mie să mai merg pe undeva și de asta vă întrebam. Doamna Stănica, vă pup, sunteți deosebită, aveți mesaje frumoase, mereu, 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 vă mulțumesc din suflet. Așadar, ziceam așa, revenim la idee, că n-am uitat de unde am plecat, și anume pagina focusfm.ro. Acolo este, dacă veți intra, veți vedea în partea dreaptă cele 10 piese pe care le puteți vota. Aceasta pe care o ascultați acum e locul 3. Dar mai jos este o rubrică unde spune, scrieți propunerea de piesă preferată. Așadar, acolo aveți locul în care puteți să scrieți și ajunge la cine trebuie, adică la cei care se ocupă de muzica de la radio. Puteți să treceți acolo dacă aveți o piesă favorită pe care doriți să o ascultați la radio. Acolo este locul propunerii de la voi. Bineînțeles că și dacă ne scrieți aici, noi dăm mai departe propunerile voastre de piese, iar ele se pot auzi la radio după ce vor trece, vă spuneam, prin filtrul celor care se ocupă de muzica de aici, de la radio. Hai că intru imediat pentru scumpii părinți Marin și Mariana Durbacă. Suntem în direct la radio, dăm în dedicație pentru scumpii părinți Marin și Mariana Durbacă, de la Ana, Ștefi, Simona. Vă ascultăm și vă iubim. Foarte frumos ce face, zice Nicu Călin. Suntem live pe Facebook. Bună dimineața, Cornelia Enache, Dana Pam. Foarte multe mesaje am în live-ul pe care îl facem acum pe pagina oficială. O zi frumoasă, Roza Dimofte. Bună dimineața din Brlad. Mulțumesc, radioul numărul 1. E mai bine ca în România referitor la restricții în Germania, spune Florin Marian. Bună dimineața și o cafea, Buțan Lăcrămioara. Cafea, ziceți?
Cafea să fie! Opa! Cea mai bună cafea e cu focus în ea. O zi frumoasă și plină de voie bună, o dedicație de la Maria Dragomiroi. Să cânt o piesă pentru Costea Eugen, care mâine face 50 de ani, spune Veronica. Păi la mulți ani de pe acum să fie, la mulți ani cu sănătate foarte multă. Liviu Balaban, toate cele bune din Aosta, din Italia. Foarte multe mesaje din Italia, foarte mulți români care ne ascultați de acolo, din Italia. Ce drăguț că vă petreceți diminețile cu noi. Sănica Rotaru, salutări! Așadar, suntem în momentul ăsta cu multe mesaje de la Focușor, pentru că suntem și live. O declarație pentru scumpii mei copii și pentru soțul meu, zice Mariana Dima, de la Frunze Fiorica, un mesaj. Oana Mirabela Ștefan, bună Carla, pentru muzica cu care ne înfrumusețez diminețile, mulțumesc! Pupiși cu drag de la doamna Rotaru, Ionela Ela, o melodie să fie pentru Viorel din Costești și o zi bună urează. Costică și Lenuța, bună dimineața, zi frumoasă! Cu Lina Neagu, toate cele bune, zi frumoasă de la Maricel Beniuga! O sărutare de la Vera Gola, de la Gabriel, de la Cristi Bărbieru! Bună dimineața, frumoasă zi de la Rodica Totolici! Emilia Crăciun pentru fata Andreea, care face 9 ani! Mulți Andreiască, mulți Andreiască! Toate cele bune! Ionela Ela, la mulți ani sănătoși, transmite și Ana Mocanu pentru colega Maricica Bunea! Bună dimineața și felicitări pentru emisiune, spune Ionica Pălimar! Marcela Câmpeanu, te îmbrățișez cu drag și eu la fel, Focușor dragi pe toți cei care și sunteți pe recepție și pe online și pe frecvențele de Buzău, Vrancea, Brăila, Galați, dar și celor care sunteți pe live-ul de pe Facebook. Emilia Crăciun, pupici, bună dimineața! De la Andor și Nicu Călin, salutări, și de la Elena din Franța. Vreau să-i salut pe toți cei care sunt din țări străine și care ne dau mesajele acestea pe internet. Uite, și de la Cristian Anton, buongiorno, de ce clar din Italia. Știu, din Vitoria, din Sicilia, cred că vine mesajul. Nu vreau să mă înșel. Vă las aici în ascultare cel mai votat cântec la finalul săptămânii trecute pe pagină. Se numește Câteodată râd, câteodată plâng, vine de la Petrica Mureșan. Între timp voi continua să votați și o melodie de-a Georgianei Lobonț. La mulți ani, sănătoși și tot ce-și dorește fata, Luminiței Stratulat. La mulți ani și sănătate multă pentru toți sărbătoriții. Ne întoarcem după pauză cu o poveste frumoasă și o piesă frumoasă. În ascultare, piesa cea mai votată, cele mai multe voturi de la voi, ea adună. Petrica Mureșan, câteodată râd, câteodată plâng. Așa sună piesa. Dar cum să mai repar acum trecutul, când el a dispărut din drumul meu și doar 60 de secunde are minutul. Ce-o? Și eu de când mă știu, așa sunt eu. Câteodată râd, câteodată plâng, câteodată am sau n-am niciun gând. Câteodată plec doar ca să mă-ntorc, câteodată fug de prea mult noroc. Câteodată spun, câteodată tac, câteodată n-am chef nimic să fac. Asta-i viața. Câteodată nu știu care-i rostul meu și cred că sunt altul. Așa este viața, ne aduce zile și zile, câteodată ne vine să râdem, câteodată vine să plângem, câteodată avem momente mai bune, alteori momente mai puțin bune, dar noi suntem puternici. Noi, în primul rând, prin sângele care ne curge prin vene, pentru că suntem români, suntem foarte puternici. Avem noi foarte multe calități sau foarte multe defecte, în principiu avem gura mare, dar avem o putere de... o tărie de caracter foarte mare și o putere, așa că, până la urmă, indiferent ce zile avem și ce ni se întâmplă, suntem construiți să putem să trecem peste toate. Tocmai de aceea vreau să fiți puternici, zâmbetul pe față și piesa asta foarte bine zice. Nu se întoarce, are un singur drum, de-ar fi să mai trăiesc a doua oară, eu aș trăi la fel ca și acum. Câteodată râd, câteodată plâng, câteodată am sau n-am niciun gând. Câteodată plec doar ca să mă-ntorc, câteodată fug de prea mult noroc. Poftă până la cafeluță. Câteodată spun, câteodată tac, câteodată n-am chef nimic. Așa să bea cafeaua fiecare dimineață la Focus. Ea e bună, vorba aceea, și fără zahăr în ea. Dar mereu. Foarte bine zice piesa.
Așadar, cel mai votat cântec l-am pregătit în live-ul acesta pentru voi. Dacă mai puteți să rămâneți pe live, nu sunteți la serviciu și nu vă presează timpul, vă rog să rămâneți în continuare, suntem mulți cei aici și multe mesaje am. Este cel mai votat cântec și luăm o pauză pe radio, dar rămânem live aici. Iar după pauză am pregătit Olguța Berbec, piesa se numește... Ia să vadă tu! Uite! Vedeți? Piesa se numește Olguța Berbec, au măinană puișor. Pentru că ieri Vlăduța, nu Vlăduța, doamnă, Olguța, trebuie să vă spun ceva și despre Vlăduța. Ieri Olguța Berbec a filmat un nou videoclip la Mehedinți, la ea acasă, și foarte interesant este că a purtat un costum popular nou, pe care l-a primit moștenire de la Mâțu Stoian, celălalt artist foarte drag nouă. De fapt, povestea spune că nu de la Petrica Mâțu Stoian, ci de la mama artistului. Costumul pe care îl vedeți pe pagina de Facebook, am scris un articol și l-am pus acolo pe pagina de Facebook. Costumul pe care îl poartă Olguța Berbec a fost purtat și cusut de mâna măicuței lui Petrica Mâțu Stoian. Iar în momentul în care femeia a trecut în neființă, costumul a fost primit de pomană de la Petrica Mâțu Stoian. A mers către Olguța Berbec și iată, ea îl poartă ca și recunoștință în acest nou videoclip. Mi s-a părut o poveste foarte frumoasă, pentru că să știți că și în domeniul ăsta muzical există prietenie, așa că uite ce frumos a ajuns acest costum de la mama lui Mâțu Stoian la Olguța Berbec. Așa că puteți să citiți articolul pe pagina de Facebook, o ascultăm imediat pe Olguța Berbec și o să spun și pe radio un pic din povestea aceasta și, bineînțeles, multe mesaje. O să salutare! O salutare! Fără zahăr, așa beau cafeaua, că noi suntem dulci. Steluța Mariana! Nu știam eu cine vine cu mesajul ăsta frumos, da. Toți avem dulceața la purtător. Te pup, Steluța, dar nu ne-am mai auzit de la Brăila mesajul ăsta. Oricum, draga mea, știu că tu mereu ești cu focus. O fană foarte mare, de foarte mulți ani. Nața Lucica, doamna Costian Lucica ne dă și dânsa mesaj. Bună, multe, multe mesaje. Uite, din Sicilia, Vitoria, doamna Kiper, foarte multe mesaje, foarte multe. Ceea ce înseamnă că focus chiar adună la oaltă. O gașcă super, super de tot. Suntem pe pauză, pe radio și ne întoarcem, cum am zis, cu Olguța Berbec. Și mai vine o piesă de care m-ați întrebat adesea voi. O să auziți la radio și o să aflați despre cine este vorba. Vin și cu mesajele. Angela Matias, bună dimineața din Germania. Uf, să nu uit mesajul. Tare mult, doamna Angela, îmi doresc să-l dau și în direct la radio. Nu cred că ne-am mai auzit și îmi face bine mesajul. Mă bucur de cunoștință. Când o să intrăm în direct la radio, sper să se audă acolo mesajele, dacă nu le voi lua pe toate după aceea și le voi citi. Bun, excelent, excelent! Nața Cristi, avem o guriță de cafea. La fel de puternice și mai bune ca oricând, de la 900 de lei cu TVA inclus. O guriță. Nu se poate prinde oriunde, dar într-adevăr focus nu se poate prinde, este un radio regional. Bine, el merită să fie de talie națională și internațională, mondială, intergalactică, pentru că muzica asta chiar e o stare foarte bună. Dar îl puteți prinde, acum toată lumea are internet pe orice telefon, pe laptop, pe calculator, dacă aveți internet, intrați focusfm.ro, nici nu trebuie să faceți mult să faceți mare lucru, trebuie doar să intrați pe focusfm.ro, căci automat se deschide playerul ăsta. Nicu, de ce nu mai cântăm muzica la focus? V-am zis un pic mai devreme, am foarte multe mesaje, deși în privat am, cred că trec de sute de mesaje care mă întreabă de ce nu mai cântăm muzica mea la focus. Pentru că v-am zis, la Focus FM mă puteți asculta în calitate de realizator de emisiuni. De realizator de emisiuni, moderator de emisiuni. Muzica pe care eu o cânt este exclusiv pe internet, o puteți asculta acolo. Eu mă bucur foarte tare că are foarte multe vizualizări, chiar mai multe decât au alți artiști pe care, na, știți, ca și artiști, nu doar ca oameni de radio și care răsună, dar eu nu mă compar cu nimeni. Eu îmi dau seama că voi mă urmăriți și vă mulțumesc din suflet pentru asta, deși eu nu am apariții la TV, nu vă cânt aici la radio, câteodată mă mir și eu de unde. Deci vă spun sincer că câteodată mă mir și eu de unde. Asta înseamnă că
mă urmăriți și vă place ce fac aici la radio și chiar mă bucur să cred sau vreau să cred că și voi mă aveți la suflet, că sunt prieteni așa cum eu sincer vă simt pe voi, că sunteți mereu aproape, suntem chiar o comunitate. Nu, muzica mea nu se mai aude la Focus, este doar pe YouTube și vă invit să vă bucurați din plin acolo de ea. Și știu că faceți, pentru că îmi ziceți în fiecare zi, mi-arătați, că ascultați. Ia o piesă! Dimineața, domnul Vali, vă pup! Ia fiți atent! Focusez în sufletul petrecerii. El e. Mulțumesc, Florin Marian Gros, mulțumesc! Anton Andreiaș, ba bineînțeles că știu a citi. Bună dimineața, dar am aici foarte multe mesaje. O să le iau după aceea pe toate. Mariana Cuprian, și eu mă bucur foarte mult că ne vedem. Păi mi-a tot spus să ne vedem în live aici. Am avut multe mesaje să facem live-ul și sincer, am vrut de mult să fac live-ul ăsta. Dar zilele trecute mi-a fost foarte, foarte rău. Foarte rău, nu știu. A fost așa o perioadă în care mi-a fost atât de rău de abia am putut să stau aici la radio. Și de asta am tot amânat live-ul ăsta. Sincer, am mâncat ceva și nu am făcut casă bună cu ce am mâncat atunci și mi-a fost atât de rău încât abia am supraviețuit. Dar acum, pentru că mi-am revenit, am zis clar, trebuie să facem live-ul ăsta și să ne vedem. Na, vă ziceam, sunt zile mai bune, zile mai puțin bune. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut peste ele și asta vă doresc tuturor, să treceți peste zilele în care nu vă simțiți bine din vari motive. Dar cu Focus mereu să găsiți așa un partener. Fănuța Vasilescu, vă pup și vă mulțumesc. Liliana Voicu, Alina, suntem live. În fiecare zi îmi spunea Alina Corina Coman când facem live pe Facebook. Acum! Ilguța Berbec, am ascultat, au măinană puișor, o zi superbă, ne urează Nicu de la Cătălina și Cătălin, bună dimineața și o zi frumoasă, Iulian Hotar, o zi frumoasă și binecuvântată, Rimbet Steli, o zi frumoasă, ne urează aici într-un mesaj pe live, pe Focus FM Regional, live-ul nostru de pe Facebook. Ce voiam să vă spun este că Ilguța Berbec a filmat ieri un videoclip, le povesteam mai devreme prietenilor de pe live, un videoclip în Mehedinți, în locurile sale natale, o piesă pe care abia așteptăm să o ascultăm și un videoclip pe care abia așteptăm să-l vedem, iar în videoclip a purtat un costum popular absolut deosebit, un costum moștenit de la mama lui Petrică Mățu Stoian. Așadar, mama artistului a cusut costumul respectiv, l-a purtat, iar în trecerea neființă a acesteia, Mățu Stoian i l-a oferit pomană Olguței Berbec, iar ea, ca și recunoștință, îl poartă în acest nou videoclip. Puteți găsi mai multe detalii pe pagina de Facebook. Angela Matias din Germania, mulțumesc că mi-ați scris iar, ca să nu uit să vă salut în direct aici la radio și pe live. Mirela Tiloiu, să facem live mai des, mai am mesaj aici. Păi, facem. Alin Drăgoi, bună dimineața, bună dimineața, nața bună și de la Panțuru Cristian din Râmnicu Sărată, nața bună de pe la toată lumea, că tare multe și frumoase mesaje am. Aurel Teodorescu, bună dimineața, Aurel Racoviță, bună dimineața, de la Flori Maxim, o melodie de Aniculina Istoican pentru cei care ascultă din Nămoloasa, adică din județul Galați, da? Salutări tuturor, rămâneți acolo cu noi pe 97 cu 0. Mirela Scânteie, bună dimineața de la Sile Mădălina Vavaluc, pentru Bran, de la Mirela cu dedicație, de la Angela Mihai, o dedicație din Galație, pentru băiatul care face 18 ani și familia îi dorește multă sănătate, de la Cătălin Moroșan, bună dimineața zi cu soare, Mirela Tiloiu, bună dimineața, Nicolae Dumitrache, din Costache Negri, Enache Ilie, din Galați, bună dimineața, tot așa un mesaj frumos de la Apostol Dorina, pentru colega și nașa Daniela Matache,
de la Fina Dorina, o pup și o iubesc. Din partea Lilianei Lepădatu, mai vine un mesaj pentru colega Ștefania. La mulți ani, sănătate din partea colegilor de la serviciu. Angela Sava, vă pup! Deci rezonăm foarte mult. Noi suntem foarte vesele, o pup pe doamna Angela, e fană Focus FM și e foarte veselă și îmi place mult starea dânsei mereu și mesajele de la dânsa mă bucură. Vă pup, doamna Angela, și mulțumesc că îmi scrieți iar. O zi fantastică de la Gheorghe Chicioreanu, o zi frumoasă tare și cele mai frumoase melodii să fie aici. Iulia Iuliana, bună dimineața din Portugalia. Elena Panaete, Cătălina, ne salută, o piesă de-a Georgianei Lobos pentru soțul Cătălin de la Cătălina. O dimineață frumoasă de la Cătălin Șerban, Nicu Bordei, Grosu Florin, o melodie pentru cel mai bun frate, pentru Gigi, ne scrie aici și Clementina Hagiu. Nadia Ferenț, o zi frumoasă de la George Alecu, bună dimineața, sunt cu ochii și cu urechile pe tine, zice Angela Sava. Vă mulțumesc pentru asta tare mult. Sunt recunoscătoare. Dorin Cribasa, toate cele bune. Suntem o mașină și te urmărim cu drag. Era fost ziua cumnatei, așa că la mulți ani, Camelia. Sile Mădălina, toate bune. La mulți ani, Costa Mădălin din Mărăcineni. Salutări de la Costel Constantin. La mulți ani și de la mine. Pentru Elena Mușat, te iubesc din partea lui Bran Ion. Bună dimineața de la Florin Sechilă din Galați. Tot aici mesaj de la, de la Condruța. Toate cele bune. La mulți ani pentru Eugeniu, care face 19 ani, Moise, aici pe la Moise, în partea dreaptă, că sunt mesaje care curg în toate direcțiile și sunt de la voi și mă bucur pentru ele. Vali Gobeaj, nața și prezent la datorie cu Focus FM, din Garoafa, numai puțin, George Alecu din Londra, din Anglia, din Garoafa, doamna Mirica Duță îmi scrie o sărutare, mulțumesc tare mult, din Bremerhaven, din Germania, nu? Gili Oprea, vă salut, cred că n-am făcut bun pronunciation pentru asta, îmi cer scuze, nu prea știu foarte bine să pronunț pe nemțește, dar sper că am zis acolo cât de cât. Oricum, salutări de la Hanu Conachi, o dedicație pentru cei care ascultă Focus, de la Nedel cu Nicoleta și tot ce e mai frumos și mai ales pentru fiecare, de la Cătălin Șerban, de la Codruț, Irina Manea. Bună dimineața, George! Bună dimineața și de la Cătălin și o melodie pentru soția Mihaela. Te iubesc, o melodie de-a mea? O sărutare? Mulțumesc, 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 mulțumesc! Bună dimineața și o zi frumoasă, zice și Clementina. Asemenea, vă doresc zi frumoasă și ușoară tuturor și las piesa asta care vă va plăcea foarte tare. Luminița Oprea de la Sighișoara. Cât de frumos! Deci Sighișoara e un loc deosebit. Vă mulțumesc că ne ascultați acolo. Liliana Moldoveanu, toate cele bune vă urez și eu și vă las piesa asta care vă va plăcea, vă garantez. E Ionela Hâncu, Vreau atât cât pot să-mi fac. Are un mesaj deosebit. O melodie pentru fata Natalia de la Mădălina Mihaela Topciu și din UK Cătălin Curălaru ne scrie și Anișoara Iordache ne salută. Bună dimineața pentru toți condrenii, mai vine mesaj și Dan Grăjdan îmi scrie și Stoica Constantin din Constanța, o melodie pentru fratele Petrica. Raluca Moldoveanu, te pup și eu, draga mea. Mărioara Coceabă, bună dimineața de la Paltin din Vrancea. Nu știu cât am stat împreună până acum, nu văd aici pe live. Mai rămânem sau închidem? Vreți să mai rămânem? Am pregătit piesa asta care sună foarte bine. Nața Marian. Și după ce vom închide live-ul, uite, o să dăm o pauză și apoi mai vin cu o piesă și cred că închidem live-ul pentru că o să ne pregătim de știri. După ce vom închide live-ul, știți că el va rămâne pe pagina de Facebook, îl puteți urmări acolo cu dedicațiile, iar eu o să mă uit pe live și o să iau de acolo dedicațiile și o să le dau pe cele necitite în direct la radio. Vrem și sănătate, să trăim și să muncim. Foarte frumos zice piesa asta. Am foarte multe mesaje de la voi, foarte multe. Sunteți deosebiți, deosebiți. Ui, și încă nici nu m-am uitat aici pe telefon. Promit că fiind cu toate, promit că fiind cu toate. Nata! Ia să vedem cum fac. Voiam să văd cum fac, să apăs pe mesaj și să dau acolo like, inimioară, să știți că l-am citit. Marco Valina, pupici, bună dimineața din Lupeni, din Hunedoara. Ce frumos! Deci și Hunedoara ne ascultă. Foarte frumos! Am curaj să-mi cer iertare. Foarte frumos! Și să-i am de sărbător, masa plină în casa mare. Doamne, dă putere pentru anul
plăcere, lasă numai ce mi-i drag. Nu caut avere, că am o părere. Mulțumesc, Lucian, cum fac eu cu mâini, Lucian? Bună dimineața! Îmi place ceva cu mesajele astea. Mulțumesc, Claudia Șerban, mulțumesc din suflet. Uite, vreau să vă dau așa, pac. Și pentru bulgarul Lucian, haț! Hai că am descoperit America, vorba aceea. Am apăsat pe mesaj, am dat like ca să știți că l-am văzut și că îmi place. Bună dimineața, bulgarul Lucian, îți mulțumesc. Și Claudia Șerman, ziceam, foarte frumos. Bună dimineața din Italia, de la Marius Racovel. Eu de fel cam rețin așa numele celor cu care vorbesc de obicei sau mesajele cărora le citesc aici în direct la radio și când mai văd nume noi apărute, mă bucur, înseamnă că sunteți acolo, ascultați undeva, dar câteodată vă faceți curaj și uite, trimiteți și mesaj. Nu știu ce se întâmplă, nu mai intră mesajele așa cum trebuie. A, să mai rămânem live, Cornelia Inache, da? Cred că v-am mai zis eu acum multă vreme că eu nu făcusem live-uri, nu știam cum e să facem live-uri și aici la Focus am învățat cum e să facem live-urile împreună aici, am învățat să facem live-urile de la radio. Veronica Dima, neața din Italia, e interesant cu live-ul ăsta, ferice de Facebook că ne pune la dispoziție treaba asta cu live-ul pentru că dăm mesajele astea repede și putem să și fim față în față, chiar dacă eu nu vă văd, uite să știți că mi-ar plăcea să vă văd. Mi-ar plăcea și mie tare mult să vă văd așa, nu știu cum să facem. Știți cum ne-ar putea ajuta oare tehnologia asta? Nu numai voi să mă vedeți pe mine, să vă văd și eu pe voi. N-ar fi deloc rău. Dar sănătate vecinei Angelei, Angela Sava. Ui, salutare și să fie sănătoasă, să aibă grijă de dânsa. Luăm pauza asta scurtă. Hai să punem o piesă după pauză, care vă place vouă mult de tot. Repede, acum pe live, care are 2 minute pauza. Spuneți-mi repede o piesă care vă place mult să o pleiez acum, din ce se aude aici la radio, da? Ceva care vă place, repede punem în ascultare, ca de final de live, așa, mai dăm niște mesaje și după aceea ne pregătim de știrile de la ora 10. Am stat noi live întreaga oră. Nu știu cum, de ce se vede aici așa, dar... Salutări de la Brăila, știu de ce se vede părul așa? Nu contează. Deci repede, dragii mei, mă dau mai aproape ca să văd mesajele mai bine. Deci dați repede mesaje, vă rog foarte mult, prieteni. În 2 minute se termină pauza și ajutați-mă cu o piesă care vă place foarte mult și pe care vreți să o punem aici. Claudia, ce mai Claudia? Claudia Șerban, deci voi până nu mă vreți să-mi plâng aici, nu vă lăsați, a? Mă place să plâng aici pe live-ul ăsta. Păi, Nemuritorii, da, foarte bună piesa asta, când trec pe la poarta mea. De la Nemuritorii, da, cred că închidem cu piesa asta. Da, foarte bun, hai, așteptăm continuare, mulțumesc Florii Maxim. Cătălin Curălaru, mă simt mai aproape de casă, mulțumesc. Nu mă dau la nimeni, Cătălina. Nu avem piesa încă în difuzare, e foarte bună piesa. Aoleu. Deci, Ciochina Maricica, o sărutare. Nu se poate difuza la radio piesa asta. Nu mai este la radio piesa mea. Nu o pot difuza. Eu vă mulțumesc foarte tare că voi cereți, dar e vorba de piese pe care le avem aici în difuzare, da? Plăieșii și Alexandru Pop. Da, foarte bun. O să avem Alexandru Pop astăzi. A și lansat o piesă foarte drăguță. Îmi place și mie stilul foarte mult. Un post de radio de nota 20. Mulțumim foarte mult. Deci am înțeles cam ce vă place vouă. O sărutare. Nu se poate difuza din ce avem noi aici. Bun, repede. Să fie Vlăduța, să fie... nu mai avem nici 100 de ani în difuzare. Da, eu vă înțeleg din suflet. Chiar vă înțeleg din... din tot sufletul, ce preferințe muzicale aveți. Ce voiam să vă spun este că noi cei care suntem la radio, atât eu... uh,
atât eu cât și colegii mei, Adrian și Cristina Maria, vă primim cu tot dragul mesajele și vă așteptăm propunerile de piese și noi mai departe le vom da către cei care se ocupă. Bun, asta-i! Fiți atenți! Deci ascultăm așa, Nemuritorii, când trec pe la poarta mea, iar ora se va închide cu Inimă, te duc la târg. Ca să terminăm tot cu muzică populară, pentru că era nevoie de muzică populară, da? Așa că asta ascultăm și Tinere cu păr cărunt o să fie ora viitoare, o piesă foarte bună, chiar am vrut să o folosesc astăzi la live, așa mă gândisem eu, Carla, astăzi la live să pui Tinere cu păr cărunt și am uitat. Nu neapărat că am uitat, dar m-am gândit apoi că trebuie să difuzez piesele cele mai votate de voi, care sunt și în difuzare pe frecvență maximă în luna asta octombrie, de aceea le-am ales pe cele folosite astăzi. Și degeaba mă dușmănește prostul care nuncește, au fost în sprijinul meu nevasta și Dumnezeu. Și Marian Cosma, da, trebuie să fie neapărat și el astăzi în program. Gândești la viață, te muncești, îți merge bine, nu fi dușmănos pe mine. Așa este, toate sunt frumoase pentru că sunt românești. Andreea Lal, acum mă știți mesajul, Andreea Lal, hai dă-mi în momentul ăsta, încă o dată, și îmi cer scuze dacă n-am văzut. Andreea Lal, dăm dedicația iarăși, dacă nu am văzut-o, îmi pare foarte rău. Dar să știți că nu vor rămâne mesajele necitite, pentru că eu după live o să intru pe ele și o să pot să le văd pe fiecare aici, fiind foarte multe mesaje. Ele pleacă și eu văd doar aceste trei mesaje ultimele, știți? Și ele dacă fug, eu nu mai pot da înapoi la ele decât după ce se termină live-ul și le au pe fiecare în parte. Așa că nu vă las mesajele necitite, pentru că voi ați făcut efortul de a intra pe live și eu apreciez din suflet. Pentru Florin de la Carmen, Nața din Focșan de la Mirela. Bună dimineața, Luigi Messina! Deci, o melodie pentru soțul Cristi, te iubesc. Bine, Andreea, imediat o să dăm. Imediat. Luigi Messina, pregătim rima, imediat intrăm în direct și aștept de la domnul Luigi din Pechea Galați, în mod deosebit, o rimă, pentru că dânsul este un om care de fiecare dată, cred că nu e zi, nu este zi, domnul Luigi Messina de la Pechea de Galați, să nu-mi scrie niște rime, nu știu dacă voi ați apucat să le vedeți, dar e fantastic, pentru că, doamne, atât de mulți oameni faini a adunat comunitatea asta la un loc și mereu, cu toate postările și cu toate live-urile, mor de dragul vostru când vă văd mesajele și comentariile, de sunteți fenomenali, deci n-am cuvinte, eu mă înclin în fața voastră și vă mulțumesc din suflet, pentru că eu v-am mai spus vouă să-ți iei un pic din timp și să spui o vorbă bună sau să faci o apreciere, e ceva de mai pomenit, pentru că în general oamenii sunt atât de în fugă, atât de în grabă și se spune că lumea e plină de invidie, de frustrare, de răutate. Unde? Unde? Eu dacă mă uit aici, în comunitatea asta, pe live-urile astea, pe mesajele pe care le primesc la radio, pe comentariile de la poze, îmi dau seama că lumea e plină de frumusețe și de bunătate. Eu am numai mesaje frumoase și numai oameni deosebiți. Eu nu înțeleg unde vede lumea răutatea. Eu nu știu. Sunt încărcată pozitiv în fiecare zi pentru că primesc numai mesaje frumoase de la voi și vă mulțumesc din toată inima mea. Am și bani, am și de toate, am muncit și zi și noapte, am și o nevastă bună, de-aia toate îmi ești bună. Degeaba mă dușmănește prostul care nu muncește. De la Dinu Marinela, muzica pentru surori, părinți, copii, cu tot dragul din partea Marinelei, toate cele bune și din partea Andreei Lal, pentru soțul său Cristi, te iubesc, vine mesajul aici la Focus FM. Suntem aproape de finalul orei 9, dar și de live-ul pe care îl facem pe Facebook, am ascultat piese favorite de la voi, primite Nemuritorii și imediat închidem ora cu Irina Maria Birou, Inimă, te duc la târg, rămânem pentru știrile de la ora 9.
alături de Cristina Sterian. Ana Maria Spulber, o dedicație și pentru soț de la Mirela Marin și pentru tatăl din Germania. Vă ascult cu drag și spor, foaie verde de mohor, zice un mesaj de la Gică și din Cuța Ariton. Bună dimineața, dragii mei colegi, și toate cele bune. Vasile Crainic, toate bune. Bună dimineața de la Florin Munteanu, să fie. Pentru Cosmin Alecu, din partea lui George, de la Ștefan Steliana, bună dimineața, ascult cu drag. Ramona Plopeanu, o zi frumoasă. Muzica pentru cel mai tare excavatorist, domnul Vasilică din Independența, de la Florin. Bună dimineața de la Gabriel Trăistaru, de la Jenica, pentru soțul Marian, te iubesc. De la Ionuț Curea, o dedicație pentru Liviu Mavrodin, spor la semăna. De la Durbacă Mariana, o zi frumoasă, o melodie de dragoste pentru soțul Andreei cu Denisa. Mulțumim pentru emisiuni, spune Cătălin Curelaru. De la Viorel Călin, mai vine un mesaj pentru cei de la Galați. De la Mirela, la mulți ani pentru Mihai Nicușor, care face 18 ani. De la Maricel Arghir din Fundeni, pentru frații Fănica și Marin. Bună dimineața de la Valentin Postolachi, de la Gelu Asanache. De la Cristina Lăcrămioara Barbunea din Franța, o zi frumoasă. De la Sinica Stănciulescu, o zi frumoasă, mai vine un mesaj aici. Bună dimineața, prieten, zice Gelu. De la Constantin Drăgan, pentru băieții de la București, de la Logistic. Și mersi, mi-ai făcut ziua mai frumoasă, zice și George. Cu mult drag, mă bucur tare mult. O sărutare de la Mariana Rudi pentru toți cei de pe recepție, mai zice un alt mesaj venit la mine, iar noi rămânem în continuare cu piesa promisă de la Irina Maria Birou și de la Bogheș cu drag. Ana Maria ne mai dă mesaj. Rămâne sau ne auzim în direct la radio după știrile de la 10. Dragii mei, uite, chiar câteva secunde ne mai despart de ora 10, am stat cât am putut de mult în ora asta live aici pe Facebook. Neața, Viorica! Imediat după știri eu o să adun mesajele voastre și le voi da în direct aici la radio, cât pot eu de multe. Las piesa asta să vă încânte și vă mulțumesc încă o dată din tot sufletul meu pentru toată atenția și pentru faptul că sunteți în fiecare zi cu Focus FM și da, voi îl faceți să fie un fenomen. Mă bucur tare mult că ne-am revăzut, vă asigur de toată dragostea, respectul și prețuirea mea și între prieteni să petrecem în fiecare zi. Sunt Carla Lucuță, a voastră prietenă. O zi frumoasă, mii de îmbrățișări și o sărutare!